USL își dorește o Camera a Deputaților cu un număr maxim de 300 de deputații de principiu aleși pe vot proporțional și un senat format din 90, maxim 100 de senatori aleși uninominal. Prin aceste propuneri, USL păstrează principiul bicameralismului, dar reduce numărul de parlamentari printr-o limitare foarte clară. Ciprian Florescu, vicepreședinte PSD Gorj, spune că se vor putea face toate procedurile parlamentare mult mai rapid. Până la urmă, cred că este cea mai bună soluție, mai cu seamă că vorbim și de o ușurare a procesului legislativ, asta venind ca o compensare, dacă vreți, la tentativa celor din Partidul Democrat Liberal de a impune un parlament unicameral. Nu va fi unicameral, sau nu-l propunem noi unicameral, ci să rămână cu două camere, dar cu atribuții diferite, tocmai pentru ușurarea procesului legislativ. Iar în ceea ce privește numărul de parlamentari, și noi am spus-o de fiecare dată, inițial, când am zis maxim 300, ne-am lovit de opoziția puterii de atunci. Acum încercăm să facem în așa fel încât gradul de reprezentativitate față de cetățenii din România al parlamentarilor să fie unul corect. Președinta Organizației de Femei a PNL Gorj, Mădălina Ciolocoi, spune că limitarea numărului de parlamentari este foarte bună. Deja președintele Camerei Deputaților, domnul deputat Valeriu Zgonea, este președinte al Comisiei pentru Cod Electoral. Această Comisie de Cod Electoral va stabili și numărul de deputați și de senatori, va stabili și numărul de locuitori care sunt atribuiți la un parlamentar. După aceea, tot Comisia de Cod Electoral poate modifica legea electorală vis-a-vis de vot, respectiv vot uninominal jumătate și pe liste cealaltă jumătate de candidați. Însă, ceea ce interesează cel mai mult este reducerea numărului de parlamentari și USL-ul este interesat în mod direct să despartă atribuțiile deputaților de cele ale senatorilor.